De la 1 ianuarie 2017 a expirat autorizația temporară a primăriei Roman de depozitare la Romana gunoiului menajer, dată de la care acesta va trebui selectat în depozitul local și apoi transportat la depozitul central de la Girov. La nivelul primăriei Roman se va discuta cu operatorul de salubritate și se vor lua măsuri concrete de transport separat a gunoiului depozitat la platformele de gunoi pe sortimente, peturi, sticlă, metal, hârtie și textile. Azi, imediat după comandamentul de iarnă, am convocat o ședință cu domnul City Manager, cu domnul Ioniță și cu reprezentantul firmei de salubritate pentru a vedea măsurile care se impun a fi luate și sigur ulterior trebuie să venim într-o ședință de Consiliu Local în care să stabilim aceste măsuri. Așa cum vă spuneam, imediat după ce vom avea și vom finaliza aceste măsuri, vom ieși probabil într-un comunicat și vă vom aduce la cunoștință măsurile ce urmează a fi luate. Și apropo de salubritate, dacă tot m-ați întrebat, voiam să vă spun că aseară, în jurul orei 22, erau ridicate de la platformele gospodărești circa 75% din deșeuri. Și în cursul dimineții am reușit ridicarea în totalitate și eliberarea acestor platforme gospodărești, care erau blocate tot din cauza zăpezii și a mașinilor parcate în zona platformelor gospodărești. Împreună cu operatorul de salubritate Rosal, se va trece la măsuri de ridicare separată a acestor deșeuri și de trimiterea lor la stația de transfer de la Roman, unde urmează a fi compactate și ulterior transportate la depozitul central de la Girov. Este una din preocupările mele. Împreună cu operatorul de salubritate am remarcat și eu acest lucru. Împreună cu operatorul de salubritate vom lua măsurile astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple, pentru că degeaba încercăm noi să educăm cetățeanul să colecteze selectiv dacă ulterior operatorul vine și amestecă aceste deșeuri. Dar într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, este foarte importantă conștientizarea fiecărui cetățean că a colecta selectiv generează costuri mai mici de salubritate. Există deja o taxă stabilită de legislația națională de mediu care se aplică referitor la sancționarea cazurilor în care gunoiul nu este colectat selectiv la nivelul asociațiilor de proprietari. Eu, din câte știu, există deja legislație națională care prevede această taxă suplimentară, dar cu mai multe informații vom veni când vom avea finalizat această strategie pe deșeuri. Conducerea primăriei Roman va trebui apoi să ia măsuri de selectare și transport separat a gunoaielor de la cea de-a doua groapă de gunoi care s-a înființat după neutralizarea primei gropi, în conformitate cu graficul stabilit în comun cu Garda de Mediu.